Bine v-am găsit, un nou video, este partea a doua a meciului dintre O'Sullivan și Vafei. Este ultimul video pe care îl prezint pe ziua de azi, de fapt primul și ultimul. Ce greșeală aici pentru Hossein, nu mă așteptam să fac o asemenea greșeală, avea acolo o marge de eroare foarte mare. Se mai întâmplă, a fost o pauză destul de lungă între aceste două reprize, poate s-ai pierdut pentru moment reperele exacte. Lovitură de semidistanță, ratată de puțin. Are noroc, o are aici. E incredibil. Ronnie Sullivan are șansa să pornească un break într-un mod foarte norocos, ce-i drept. Să vedem dacă reușește să facă diferența în aceste momente, cu sau fără noroc, că trebuie să fii foarte montat. Pentru că 95% depinde de tine, nu de noroc, zic eu. Chiar dacă ai o lovitură norocoasă care îți începe un break, precum în acest caz, poți la fel de bine să fii deconcentrat într-un anumit moment și să ratezi pur și simplu o lovitură destul de ușoară. Aici joacă pentru a dezvolta un pic pilele roșii acolo. Bine jucat. Și acum, dacă ar fi fost disponibile bila neagră, era un mare bonus, dar a mizat și pe bila roz. Vrea cu orice preț să dezvolte bila neagră. Încearcă din răsputeri, pare a fi disponibilă pentru buzunarul superior drept. Lovitură cu efect dreapta. Bine jucat. Cu acel efect a ajutat Ronnie să trimită bila albastră în buzunar. Ce greșeală! A mai făcut Ronnie asemenea greșeală în începutul meciului, ne amintim. Foarte, foarte rar vezi asemenea desincronizări din partea geniului, putem spune. Are avans de 35 de puncte, cu încă foarte multe puncte disponibile pe masă. Fault. Se întrec în faulturi în acest moment cei doi jucători. Lovitură cu intensitate medie, a lovit prost, foarte prost acolo, n-a fost nici kick, pur și simplu n-a țintit cum trebuie și mă cam miră o astfel de ratare, deoarece Ronnie este atât de exact în la loviturile de distanță și atunci când ratează, ratează pentru foarte puțin. Acum a ratat pentru aproape 10 cm acolo. Foarte, foarte mult pentru standardele sale. Cine știe, poate este un semn. Ochii nu mai sunt aceiași la aproape 50 de ani. Cu timpul inevitabil, vederea se mai deteriorează și ai nevoie să rezolvi problema într-un fel, purtând poate lentile de contact sau poate o intervenție chirurgicală, dacă se poate. Asta dacă îți dorești cu adevărat să mai concurezi la cel mai înalt nivel. Vafei vine foarte puternic din urmă în acest joc. Se pare că va conduce cu 3-2. Ronnie Sullivan este într-un match pe mâchie de cuțit. Aș putea spune că are nevoie de cel mai bun nivelul său pentru a trece de Vafei. Lovitură prin care plasează bila albă în stânga bilei roșii, joacă la buzunarul de mijloc, excelent. Nu văd ce l-ar mai putea împiedica pe Vafei să câștige acest joc. Ronnie a avut o mare șansă la începutul frame-ului, dar nu a fructificat-o. Și a fost învins cu rețeta sa, putem spune. De obicei, Ronnie este cel care își pedepsește adversarii.
un break excelent, nu a forțat ieșirea la pila albastră. Ho, 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 what a shot! Lovitura meciului, fără îndoială, trebuie să fie highlight-ul zilei acea lovitură. A vrut să curețe complet masa. Șocul cu numărul 6 dintr-un maxim posibil de 9. Chiar putem avea 9 jocuri, după părerea mea. Un joc foarte echilibrat. Ne apropiem ușor-ușor de 3 ore de joc. Ronnie găsește culoarul ideal de a întoarce bila albă. Și acum Afei poate juca lovitură de siguranță cu marjă mare de eroare. Lovitură dificilă. De obicei Ronnie este foarte bun aceste lovituri, dar de data asta nu este chiar în transă. Afei joacă pentru a plasa bila albă pe manta superioară. Lovitură la buzunarul verde, fenomenal. Ce mai poți să spui după acea lovitură? Acea lovitură a fost foarte grea, mai grea decât precedentele două, aș putea spune, pe care le-a ratat Ronnie. Acum va fi pune presiunea suplimentară pe Ronnie. Îmi place să văd că cei doi se respectă așa de mult. Înseamnă că Ronnie chiar simte faptul că Vafei este un jucător greu de bătut. Din nou încearcă lovitură cu manta. L-a pus anul de mijloc. Cât pe ce? Cât pe ce? Ce tată n-are? Ce tată n-are? Iată care reușește primul să trimită pilă roșie. L-a pus anul de mijloc. Nu era nicio opțiune acolo. A urmărit exclusiv lovitura de siguranță. Extraordinar. Ce bine a jucat aici. Era condamnat să reușească safety shot-ul acolo. Acum joacă absolut ce dorește. Are atâta variante. Vafei ar fi senzațional să conducă cu 4-2 și să fie la un singur joc de calificare în sferturile de finală. Reușește lovitura la bila neagră, dezvoltă încă 2 bile roșii. Ușor, ușor se apropie de 4-2 și mă aștept ca Ronnie să activeze imediat nivelul de avarie, adică să mărească viteza. Ronnie știe să revină într-un match chiar când este cu spatele răzit. Am văzut atâtea reveniri din partea sa. Chiar dacă va fi simte jocul mai bine, Ronnie este un jucător care poate scoate un snooker senzațional din nimic, aș putea spune. Ratează și șansa lui Sullivan îi surâde. Trebuie să joace cât mai simplu, să nu se complice. Efect de retur, revine la pila neagră. Are nevoie să joace pila neagră cât mai mult. Arbitra la masă este Peggy Lee, chinezoica Peggy Lee, cea mai experimentată arbitra din Asia în snooker. Arbitrează și turnee de biliard pe Ghi, dar mai mult snooker. Foarte bună revenirea lui Ronnie, dar aici a scârțit, cum spune fostul coleg Daniel Pontia. Foarte frumos jucat. Nu știu dacă a jucat chiar să joace poziție. Ar fi mizat și pe un carambol. Doar Ronnie putea fi atât de precis.
cât de frumos a rezolvat aceste două bile roșii. S-a răzgândit, a vrut să joace bila moro, s-a răzgândit să dezvolte bila roșie. Șansa de a juca lovitura l-a pus anul de mijloc. No, în acest moment este poate prea riscant să încerce așa ceva. Experiența lui Ronnie este foarte clară și știe el cel mai bine ce să joace. Este snooker, cred. Ba nu, a văzut o parte din bilă și trimite bila albă cât mai departe. Nu-i lasă nimic lui Vafei. Foarte important acest joc, foarte, foarte important. Se gândește Ronnie foarte mult dacă s-a tace și în cele din urmă atacat. Strică puțin pilele colorate, dar le și repară în același timp. Cu siguranță această pilă roșie va fi factor de decizie în acest joc. Ho, what a shot! Absolutely amazing. Cum zic englezii. De ce așa de puternic? Ia să vedem. Ia să vedem. Este acolo. You cannot be serious. Fenomenală. Fenomenală evoluția lui Ronnie. Când are de mai mare nevoie, atunci apasă pe pedala de accelerație. Iată. Vafei n-are decât să aprecieze acest nivel fenomenal. Bila de joc este ratată, va reușită. Diferență de 15 puncte, panul 25 cu 13. Jocul cu numărul 7. Dintr-un maxim posibil din 9, bila neagră este dezvoltată din spargere, foarte bine gestionat. Acest lucru pentru un jucător care își dorește să aibă bila neagră dezvoltată. Lovitură în orb și cât de ușor a făcut-o să pară. Păcat că n-a reușit să mențină bila albă mai bine. Mai aproape de jumătatea superioară. Ștergere fină. Fault, al câtelea fault comis de Ronnie. Ca multe din partea lui până acum. Foarte curată această lovitură. Și acum Vafei trebuie să fie foarte autoritar. Dacă vrea să mai pună un frame pe tabelă. Puțin efect de retur și stă în șot pe bila albă, a trecut cu brio, ratează, nu. Dar n-a fost o lovitură curată. Trebuie să aibă mereu concentrarea mai mare pe lovitura de buzunar decât pe restul loviturii. Bilarul s-a deplasat spre buzunarul de mijloc, dar preferă tot. Bila albastră la buzunarul galben. Și intră în pachet. Intră foarte bine, aș putea spune. Dar final de break, n-a avut absolut nicio variantă. 50 de puncte, un avans bunicel, dar nu decisiv. Ronnie joacă la siguranță, bilele sunt în câmp deschis. Orice șansă suplimentară pentru unul dintre jucători poate fi decisivă, astfel acest avans de 50 de puncte poate să nu conteze. Ia să vedem, la această intensitate lovitura este destul de grea, dar Ronnie este un maestru al loviturilor de distanță senzațional. Ratează din păcate.
Ce păcat, în ce moment? Și aceeași pilă e stresată. Da, Roni a avut o mare șansă, dar a ratat-o. Bila albastră în buzunarul galben, mare presiune, dar reușește lovitura in extremis. Are încredere în mare în aceste momente, va fi aici, se vede la cum lovește bila albă, foarte hotărât, foarte convins de jocul său. Acum joacă perfect de retur. Din nou o lovitură ușor în orb, dar de data asta este și mai sigur. Va fi 4 la 3 pentru Vafei. Nimic nu se mai poate întâmpla în acest joc. Am împlinit 2 ore și 20 de minute de la începutul partidei. Să vedem dacă Roni are puterea mentală să facă o nouă revenire senzațională. Este final de break aici, cred. Cred că vede, da, totuși a văzut exact cât trebuia din bila roșie. Și ce frumos iese la această bilă, foarte bine jucat. Reușește și această bilă, nu. Final de break, 4 la 3. Jocul cu numărul 8, cred că vom avea joc decisiv. La cum s-a jucat, ar fi prea nedrept să nu avem parte și de acest lucru. Cât de delicat a fost aici Ronnie cu această lovitură peste față. Acum Vafei joacă să trimite bila albă în spatele bilei verzi, n-a reușit chiar acest lucru. Din nou Roni la masă. Lasă poziție, trebuie să acopere bila roșie, nu reușește. Mereu dificil să gestionezi chiar tot ce se întâmplă cu bilele roșii în jumătatea superioară, dar iată cât a contat faptul că bila albă a fost lipită de manta acolo, i-a făcut lovitura dificilă lui Vafei. Urcă rapid la bilele roșii Sullivan și șaca acum bila neagră. Foarte puternică această lovitură, ar avea nevoie de forță suplimentară. Și acum lucrează doar din efect. Iată cât efect poate imprima Ronii bile albe cu foarte puțin efort. Joacă un pic cu efectele urmărire aici. Și acum bila albastră, unghi favorabil. Ar mai avea nevoie de o spargere eficientă. Roni este foarte încrezător în șansele sale. În jocurile de decisive are un procentaj foarte bun în general. Tot pentru bila neagră va juca. Contraefectul are nevoie să intre în acțiune. Este un exemplu de lovitură pe care Roni o joacă atât de bine. Ați văzut cât de bine a preconizat acolo ce se va întâmpla și cu bila roz. Se pare că va fi joc decisiv. Cine va aștepta oare în acel joc decisiv? Poate o bătălie tactică super spectaculoasă, poate un break de peste 100, poate un contraatac al unui jucător. Multe, multe se pot întâmpla atunci când este presiune mare. În general, jocul este mai tensionat și tinde să devine mai tactic. Urmează bila de joc, bila de 4 la 4.
este acolo Bila Roșie și Bila Neagră este disponibilă. Ar fi un bonus să intre cu plec de peste 100 în jocul decisiv. Iese frumos la Bila Roșie din dreapta Bilei Roz. Și acum este o chestiune de timp până jocul decisiv va începe. Cu siguranță deja va fi să gândește la acel joc decisiv. Are nevoie să uite tot ce a făcut Ronnie pozitiv în acest frame cât mai repede. Ce frumos a jucat aici. Și să rămână concentrat va fi pe ceea ce are de făcut el. Bila galbenă va fi break de peste sau de fix 100 de puncte. Este un geniu. Este o formalitate de obicei aceste bile colorate ultime din joc. Practic este primul lucru pe care îl înveți atunci când devii jucător avansat. De snooker. Break de 125 de puncte, senzațional. Ronnie sparge încrezător. Să vedem dacă lasă poziția la buzunarul drept. Dacă am lăsat. Afei joacă însă și la buzunarul de mijloc. Într-adevăr, ce greșeală din partea lui Ronnie. În general, se sparge mai fin în jocul decisiv pentru a nu lăsa poziție. Acum va fi șansa mare de a face un break de peste 40 de puncte aici. Sunt bile disponibile. Câmp deschis. Dacă reușește să evite orice carambol al bilei albe cu celelalte bile roșii, este un mare bonus. Va fi, are o șansă de aur să-l învingă pe Ronnie Sullivan la el acasă, am putea spune, la cum a jucat Ronnie în turneele din China. În acest sezon îl putem considera la el acasă. Ar fi o victorie cu atât mai prestigioasă, putem spune. Rafei pare foarte, foarte montat în acest joc decisiv. Iată ce exact este, ratează Bila Roșie, incredibil. Ronnie are nevoie să îi fure acest joc. O șansă poate nesperată pentru rachetă. Trebuie să facă maxim din această șansă. Are de buncă puțin Bila Roșie din apropierea mantei spre ore, nu va fi cea mai ușoară. Acum e acum și inima în dinți, sparge pachetul. Și are continuare, foarte important să aibă măcar o continuare atunci când sparge pachetul și nu prea mai are nevoie de caramboluri în acest moment. Poate doar la cele două bile roșii lipite din dreapta bilei roz. Forțează o ieșire aici cu trei mante. Cât de ușor a imprimat efect. Fenomenal! Este fenomenal Ronnie Sullivan în aceste momente. Mental de fier. Sau de oțel, aș putea spune, chiar. Ieșire foarte elegantă. Efect stun shot. Nu se poate așa ceva. Ronnie și Anima din și la această lovitură este geniu. Ar mai fi două lovituri grele.
Aceasta este prima. Trebuie să înțepe un pic lovitura, să iasă la bilaroz, bine jucat. Să vedem ce ieșire preferă aici. Din păcate nu reușește. Lovitura de siguranță, un pic mai tare trebuia să execute lovitura. Fei nu va ataca, lovitura este prea riscantă. Cât pe ce să lase poziție lui Roni la buzunarul verde. A rulat cât a trebuit bilaroșie. Faul cerea tare. Bine că nu lasă free ball. Bine că nu lasă free ball. Traumatismul este la cote maxime în acest match până acum. Mai ales în acest frame decisiv. Iese cu brio. Acum joacă Vafei. S-o trimite bilaroșie pe manta laterală din partea dreaptă. Toți spectatorii sunt cu sufletul la gură pentru acest final de meci. Atinge Roni senzațional acea bilaroșie, dar pierde controlul mesei. Asta este singurul minus. Bine jucat. Bine, bine jucat. Superbă bătălie tactică. Nu se poate așa ceva. Absolut fenomenal. Este un nivel de joc extraterestru, aș putea spune. Ho, 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 what a shot! What a shot! Incredible shot by Roni. Ce păcat, era bila de meci. Ar fi avut nevoie de snooker, va fi. 26 cu 27 maxim disponibile. Lasă poziția aici. Pentru a fi, din păcate, ce traumatism. Poate câștiga la un singur punct. Iranianul. Decide să execute lovitura cu mâna stângă. Într-adevăr. Nu știu ce se mai poate întâmpla. Masa este ideală. Se pare că va fi victorie pentru iranian, care se califică în sferturile de finală. Ce meci face iranianul? Poate meciul vieții.